Muzeul unic în felul său a fost inaugurat în anul 1972, la aniversarea unui secol de producție de locomotive cu aburi la Reșița. Cuprinde 16 exponate din diverse epoci de construcție. Cel mai important fiind locomotiva Reșița, una din primele trei locomotive cu aburi construite în spațiul sud-est european. Ea a fost proiectată de scoțianul John Haswell și construită în anul 1872 la atelierele uzinelor Steg din Reșița. Este o locomotivă tender cu două roți cuplate, 45 de cai putere, care dezvoltă o viteză de 11 km pe oră. Lungimea locomotivei este de 4,48 de metri, iar greutatea de 11,5 tone. Cele 16 piese din muzeu, amplasat în zona Triaș CFR a orașului Reșița, concentrează istoria de aproape un secol a cele mai importante componente a industriei constructoare de mașini pe malurile Bârzavei.